Numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus este în creștere. 31 de persoane din Botoșani fiind diagnosticate cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Botoșani, printre noile cazuri sunt depistați doi elevi, unul de la Colegiul AT Laurian și celălalt de la Colegiul Mihai Eminescu. În cazul Colegiului Mihai Eminescu, autoritățile iau în calcul trecerea pe scenariul roșu, ceea ce înseamnă că elevii ar putea să studieze doar online. Până în prezent, la colegiul în cauză au fost depistați 4 elevi infectați cu COVID-19, fiind vorba despre focare în familie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani urmează să dezbată problema de la Colegiul Mihai Eminescu și va lua o decizie în acest caz. Potrivit directorului Direcției de Sănătate Publică Botoșani, medic Monica Adăscăliței, incidența de infectare este de 0,76 per mia de locuitori, cea mai mare de la debutul pandemiei până în prezent. În rândul botoșănenilor infectați cu noul coronavirus, s-au înregistrat 1536 de vindecări și 118 decese, majoritatea celor din urmă prezentând și alte afecțiuni.